Domnule primar, spuneți-ne, vă rog, care sunt planurile pe care le aveți pentru anul 2018? Care sunt prioritățile comunei, și, acele teoretice și cele mai ușor de pus în practică? Da, deci noi avem niște proiecte deja implementate în decursul anului 2018 parțial și avem niște proiecte aprobate cu care suntem în curs de a fi semnate, în curs de a fi executate, ca să zicem așa. Deci avem un proiect de canalizare pe fonduri europene, pe fonduri de la AFIR, în valoare de 1 milion de euro, pe care executăm canalizare în satul Moldoveni și puțin din satul Hociungi. E un proiect pentru care am semnat contract de finanțare, am semnat contractul pentru proiectul tehnic chiar astăzi, ați venit într-o zi în care chiar l-am semnat pentru proiectul tehnic. Urmează în următoarea lună să ne vină proiectul tehnic, să-l ducem la vizare și după asta să intrăm în procesul de licitații cu executantul. Cam când prognozați că vor începe efectiv lucrările? Nu știm, depinde de sistemul de licitație, știți cum e, nu e chiar ușor, depinde câți concurenți vor veni, câți, dacă o să vă explic la un alt proiect similar pe asfaltare, o durată aproape un an licitația la constructor. Deci, deci posibil anul acesta sau... Mi-ar place să cred că în câteva luni terminăm, să zic, într-o lună de zile ne vine proiectul tehnic, într-o lună de zile se avizează la AFIR, și ar însemna că am peste 2 luni să începem licitația la execuții. La execuții să fie și acolo 2-3 luni, dar asta înseamnă că se duce deja în vară, spre toamnă și nu știm dacă reușim să dăm ordinul de începerea lucrării sau nu reușim anul ăsta. Dar sigur, sigur, anul viitor va începe fără discuții. Am și început demersul de să luăm avansul, să luăm prima tranșă de 40% din bani și e un proiect care, într-adevăr, va ajuta oamenii comuni, având în vedere că noi aici, în satul Moldoveni, avem o rețea de apă și rețeaua de canale, de canalizare ar veni în completare a rețelei de apă. Stația de epurare, conform master planului județean, ar fi pe teritoriul comunii Secuieni. Noi, având comuna cumva așezată în pantă, geografic se duce canalizarea spre ei și asta ar însemna că, știu eu, e foarte bine legat proiectul. Stația de epurare de la Secuieni funcționează deja cu un singur modul, ei au 3 module, deci ne-ar prelua și pe noi, ar fi o chestie minunată. Noi avem de gând să o exploatăm împreună cu comuna Secuieni, fiind legat umbilical de stația de epurare, automat costurile vor fi suportate și de abonații noștri și de abonații celor de la Secuieni. Și sperăm că e un proiect viabil și, știu eu, de bun augur pentru comunitatea noastră. Stima Cram, câte gospodării în comună sunt legate la rețea de apă? Nu? La rețea de apă sunt aproximativ 130 de gospodării. E în creștere față de anii? Nu, abia acum am început cu rețeaua de apă să exploatăm de anul ăsta, 2018. Și văd că lumea deci se branșează bine. Deci probabil că vor fi peste 200 de branșați anul 2019, iar la canalizare avem și trecute și 200 de branșamente canal. Deci automat o să-i prindem pe marea lor majoritate care au apă și canalizare. Zic marea lor majoritate pentru că proiectul de 1 milion de euro nu ne-a dat șansa să facem pe toată zona unde este apă să facem și canal. Nu ajung banii. Ca să... pe etape. Da, o să fie pe etape. Asta este o primă etapă în care vor fi prinși 200 de branșamente plus încă 310 km de canalizare. Dar oricum e un mare pas înainte, acolo unde înainte nu exista deloc. Corect, un mare pas înainte. Oricum ei vor fi prinși în proporție de 80%. Nu chiar, dar e o mică scăpare că s-au limitat fondurile la 1 milion de euro. Dacă era, știu, șansa să fie 1,5 milioane de euro, probabil că era rezolvată 100% problema asta. Deci asta e o mică parte negativă a proiectului respectiv, dar având în vedere că e așa de bine pentru restul, o să fie următoarea etapă de extindere și fără discuții să vor fi prinși și ceilalți oameni din comun. După asta, legat de asta, mai am un proiect mai mare ca valoare de apă canal pe Hociungi, o extindere de apă canal. Deci având în vedere că aici este apă, va fi canalizare, deja suntem așa, avem un contract de finanțare pe care o să-l semnăm săptămâna asta, ne anunță, cu PNDL, cu Ministerul Dezvoltării, prin PNDL 2. Valoarea e destul de mare, 78 de miliarde
și va fi, știu, mai multă apă, în jur de 14 km de apă și 7 km de canalizare din satul Hociunge, care se va lega cu canalizarea asta și, normal, cu secuieniu, cu stația de epurare. Cum se va înțelege proiectul ăsta cu viitoarele proiecte de, nu știu, probabil asfalt pe aceeași zonă? Da, și aici am câteva aspecte negative, având în vedere că am avut în anii anteriori și anul 2018 un proiect de asfaltare și în anii anteriori am avut pe 3.2.2 proiecte de asfaltare. Avem o mare suprafață din comună asfaltată, aproape majoritatea străzilor din comună va fi greu de lucrat. Așa e. Asta. Era foarte bine să fi prins la rând proiectele, să fie mai întâi canalizare, apă și după aia. Dar vedeți că noi n-am prins proiectele, eu sunt primar de 3 mandate, este al treilea mandat, dar nu am putut să mă opresc dacă am prins asfalt, să zic nu fac asfaltare, aștept să fac canalizare. Deci asta este. Deci asta înseamnă practic să refluați lucrările cumva de la capăt pe urmă, că trebuie să stricați asfaltul? Nu trebuie să stricăm, nu. O să lucrăm, să ne dea soluții proiectanții, să nu stricăm asfaltul, asta e toată regula. Nici nu avem cum să stricăm. Adică nu e legal să stricăm, să iau niște angajamente, constructorii cum vor veni. Deci vă spun, noi avem o asfaltare făcută tot în 2018, pe care n-am spus-o încă, e un proiect pe PNDL, în valoare de 1 milion de euro, și am asfaltat 4,2 km. Ei, un asfalt nou. Acum noi nu o să dărâmăm asfaltul ăla ca să facem pe afir investiția. Deci constructorul își asumă niște riscuri și nu trebuie să-mi strice structura asfaltului. Deci vin cu soluții inovatoare? Vin cu soluții, nu neapărat inovatoare, dar o să lucreze cât mai departe de asfalt, o să lucreze sub gardul oamenilor, cât mai departe de zona pe acostamentul respectiv al drumului. Nu o să vină pe acostamentul imediat, o să vină pe acostamentul de după șanț. Neapărat numai așa o să poată lucra. Ce să vă zic, e greu să le faci, dacă era foarte bine, într-adevăr, dacă cineva avea o viziune să fi făcut, să fi dat mai întâi drumul la proiectul pe apă canal, de-a lungul istoriei vorbesc. Da. Dar având în vedere că ele s-au prins cum s-a putut, n-a fost o ordine impusă de la guvern, noi am reușit să asfaltăm destul de mult din localitate, am avut două proiecte înainte, unul pe 3.2 și unul pe HG577. Și acum am mai prins iarăși pe PNDL 2 un proiect de asfaltare de 4,2 km. Noi sperăm să mai prindem și în continuare, dar deocamdată ne lăsăm de asfaltat. Vrem să terminăm cu canalizarea și cu apa, că asta este important. Asta dă omului civilizația de care are nevoie în secolul ăsta. Și numai așa putem să mai ținem oamenii aici. Populația localității s-a diminuat ca în fiecare localitate din mediul rural. Copiii sunt tot așa cu o populație în scădere. Deci școala are, când am venit primar, în 2008 erau 247 de elevi, acum sunt 157, deci a scăzut foarte tare populația. Au fost și boom-ul al generațiilor mele, al ceaușeilor, care au făcut copii mai mulți în perioada respectivă și acum s-a redus. Și, na, supraviețuim așa cu școala, în limite normale, avem o singură școală pe toată comuna, pe cele două sate. Îi transportăm elevii cu microbuzul, facem toate astea. Școala e, zic eu, că e o școală de bun nume, așa, pentru mediul rural. Reușit să acoperiți cheltuielile? Da, până acum am reușit. Acum o să vedem cum vin banii per capita și noi zicem că o să reușim. Acum, cum vin banii per capita de la inspectorat pentru salarii, asta nu mai e treaba noastră, și a guvernanților. Dar ce ține de cheltuielile școlii moldoveni, o să reușim să le acoperim. Cum a afectat rectificarea asta bugetară? Trecerea, scăderea de la 16% la 10%, cum afectează bugetul local? Îl afectează un pic. Noi n-am mai modificat taxe și impozite locale, nu le aveam modificate de vreo, cred că de vreo 5 ani de zile, cam așa. Și anul ăsta am ridicat un pic taxele. Destul de puțin le-am ridicat. Cât? Să zic cu 10% ca să putem compensa această pierdere. Cam cu 10%. Cât pierde până? Deci în jur de 2 miliarde. În jur de 2 miliarde să pierd. Dar îi compensăm. Îi compensăm cu ce am făcut. Și eu zic că, având în vedere că noi nu am mărit foarte tare salariile, nu ne-am păstrat grilele și, să zic, etica. Deci am păstrat niște salarii cât de cât normale. Pentru că vă dați seama că noi mărim salariile, bugetul ăsta de salarii ne-ar fi mâncat tot bugetul local. Și atunci nu mai aveam cum să mai supraviețuim.
de la guvern am primit sume relativ normale, să zic, față, comparativ cu alte localități, care sperăm să ne ajungă. Încă n-am făcut bugetul anului viitor, ne chinuim. Nu e ușor, nu e ușor pentru că noi avem de făcut cofinanțări, avem gânduri de a face mult mai multe chestii și în localitate. Deci, vă dau un exemplu, vrem să facem un teren de sport sintetic pentru tinerii din localitate și pentru copiii care sunt, că l-am face la școală și vrem să-l depunem pe gal. Noi suntem într-un gal, drumurile Bistriței, și vrem să depunem pe gal. Galul nu ne asigură pe fonduri europene decât o finanțare nerambursabilă de 40.000 de euro și trebuie să punem 30.000 de la noi. Iar cât acolo vine o cheltuială destul de frumoșică. După asta avem cofinanțări la toate proiectele PNDL, tot ce țin de studii de fezabilitate, asistență tehnică, le-a să plătesc din buget local. Iată și acolo avem iarăși bani care trebuie să-i punem. Mai vrem să mai facem investiții și noi, trebuie pentru mici balastări, pentru mici refaceri de drumuri, pentru știu, întreținere, avem niște părculețe care le întreținem în fiecare an. Îmi pare rău că acum nu puteți să mergeți să le vedeți, că nici nu-i vremea foarte bună, dar o să le vedeți poate în primăvară, vă așteptăm să vedeți. Nu sunt mari, dar sunt locuri de întâlnire. Exact de asta vreau să vă întreb, care ar fi planurile pe care le aveți în gând, dar nu aveți cu ce să le faceți? Noi avem trei părculețe care sunt dotate cu Wi-Fi și acolo stau oamenii, deci cu 50 de euro pe lună, ne-au dat Telecom o ofertă și am făcut acolo Wi-Fi și chiar și acum, iarna, când nu se stă în parc, în parcarea din fața parcului e plin de mașini care stau, se opresc, se loghează și petrec timpul acolo. Deci e o chestie bună, zic. Deci puteți spune că această comună este una la nivel european, adică... E oarecum... Este, cât de cât. Sau se dreaptă. Va fi. După ce vom avea apă și canal pe toată localitatea, atunci am putea să ne mândrim. Pentru că asfalt este destul. Știu, părculețe sunt, școala n-arată rău. Avem o problemă cu toaleta la școală, știți? Toaleta aia în fundul curții. Da. Noi am depus pe PNDL un proiect, dar nu ni s-a aprobat din cauza că la noi școala paradoxală cu toaleta în fundul curții are autorizare de la Sanepid, de la DSP. Și asta e un lucru care m-a dezavantajat. N-am apărut pe lista de școli fără autorizație. Ele au fost primordial finanțate de PNDL 2. Acum se zice că PNDL 3 banii rămași se vor da la școlile și la școlile care au depus și n-au prins. Poate avem norocul să prindem. Nu cred că găsesc bani în buget să reușim să facem toaletă. O să încerc. Să încerc să finanțez și din buget local, măcar anul ăsta o parte, că oricum durează licitații, toate așa, și după aia partea a doua să fie anul viitor și să avem și noi la școală toaletă. E o mare rușine pentru noi, că în fiecare an mi-am propus asta, dar de fiecare dată am încadrat în diverse proiecte asta și am așteptat rezultatul. Da. Pentru că una e să faci un proiect bine stabilit împreună cu schimbat șarpanta, cu schimbat mult mai multe chestii în cadrul școlii. Deci proiectul ăsta care l-am depus la PNDL 2 era destul de mare, de amploare, ca să zic așa, adică avea o valoare destul de mare, se schimba foarte multe în școală, să reșapa izolația, să schimbau geamurile cu senzori de fum, să făceau mai mare investiția și mi-ar fi convenit să fac o școală ultramodernă în loc de să-i fac numai o toaletă la asta existent. Acum, până la urmă, o să trebuiască să găsim soluția și așa. Dacă nu se poate altfel și nu o să fie finanțat, facem și din buget local, o să încercăm. Sunt convins că o să găsiți o soluție ca totul să se termine. Da. Asta o trec la capitolul nerealizării, pentru că știți cum, sunt și nerealizări, n-ai cum să... E ca în orice gospodărie, unde nu sunt foarte mulți bani, e foarte greu să... Noi nu avem la taxe și impozite decât terenul intravilan, extravilan, și nu avem firme pe teritoriul nostru care să ne aducă mari venituri. Nefiind în zona cu asfalt, nefiind în zona metropolitană a orașului Roman, cu care suntem legați umbilical, nu putem să... Nu avem șansa să avem o firmă de tipul ăsta. Ar fi foarte bine cum să zvonește, să vină bugetul de la firme, deci impozitul de pe firme. Pentru că avem firme agricole. La noi avem vreo 4.000 și ceva de hectare, din care 3.400 sunt arabil. Și sunt firmele oamenilor, fermierilor din sat, care câștigă destul de bine pe munca lor și care ar putea să ne aducă o plusvaloare la buget, dacă din acel impozit pe venit de la ei s-ar transfera către primării. Ar fi o chestie, am avea altă șansă să facem multe lucruri
pe buget local. Așa, noi suntem cu buget local foarte mic și stăm tot timpul pe proiecte, în general. Dar una peste alta, comparativ cu 2017, cum credeți că va fi 2018? 2018 va fi bun. Va fi un an bun, pentru că noi avem deja prinse aceste proiecte și trebuie să le ducem la bun sfârșit cumva. Deci banii probabil că vor veni, cel puțin pe proiect de canalizare pe afier, nu văd de ce ar fi probleme. Dincolo la PNDL 2, până acum au venit banii. Deci noi am turnat asfaltul pe cei 4,2 km, turnat asfaltul, mai avem șanțurile betonate și acostamentele de executat pe anumite dronsoane. Și, dar marea cheltuială, deci aia am și primit banii anul trecut. Deci am și executat-o și am și primit banii. Deci a funcționat foarte bine. Dacă funcționează tot la fel, nu avem nimic de zis. Va fi foarte bine, nu vom avea probleme. Până acum nu au fost probleme cu finanțarea pe PNDL 2. Până acum. Acum vor intra foarte multe proiecte la finanțare. Și acolo s-ar putea să nu mai fi să dea banii foarte ușor. Dar asta nu pot eu să o intuiesc. Adică nu-i treaba mea. Să sperăm că vom... Deci să vom primi finanțările necesare și vom executa. Noi încercăm să găsim, știu, constructorii cei mai buni. În schimb, sistemul de licitație este foarte greu, foarte greu. La asfaltare am avut 12 firme care s-au bătut pentru proiect și după aproape un an de zile, deci am început licitația prin decembrie și în august am avut câștigătorul, sau în septembrie, câștigătorul final. Vă urăm mult succes în activitatea de anul ăsta. Mulțumesc, sper să vă fi plictisit așa cu gândurile noastre de aici, de la Moldoveni. Vă mulțumim că v-ați gândit și la noi și vă urez la toți un an bun, să dea Dumnezeu, să fie un an bun pentru toată lumea. Mulțumesc.